Dă-i în față! Nu, dă-i alea în spate! Dă-i alea în spate! Dă-i în față! Dă-i alea în spate acum! Păi, dă-i dreapta! Nu, dă-i stânga! Stânga! Dă-i în față și dreapta acum, am zis eu! Dă-i! Stop! Bună ziua! Salut! Am venit să-mi schimb și eu cauciucurile aici la dumneavoastră, cauciucurile de iarnă. Că știți că a venit sezonul și trebuie. Îi schimbă! De aceea am venit la dumneavoastră. E, Petrică, iau de asta, am venit să schimbi cauciucurile! Unde e la noi? La noi? Da, la dumneavoastră. Iau de la noi! Și el vrea? Ia zi, tu vrei? Sigur, de aceea am venit. Păi și unde-s cauciuc? Ai cauciucuri noi? Da, sunt păr bagaj. Haideți să le scoatem. Păi te ajut, dar scoate-mi tu. Dar eu trebuie să ajung la birou, nu am cum să mă murdăresc. De aceea am venit și la dumneavoastră să mă ajutați. Hai, o să am eu grijă. Hai, să te ajut. Toate. Te ajut eu. Nu vă spărați, cam cât ar dura să-mi schimbați roțile? Stai, discut cu colegul meu. Le Petric! Minoleac! Ce? Cât durează să-i schimbăm ăsta cauciucul? 7 ore. Păi, cum 7 ore? Ți le schimb eu în 6. 7 ore, 6 ore, tot e mult! Doi, dar tu nu vezi că noi n-avem loc din noi. Și datea mașină stau la rând. Acum nu stau, dar o să stea la rând. Nu pot, în 7 ore. Trebuie să fiu într-un meeting la serviciu, dar e mult, 7 ore. Dar ce funcție ai? Sunt programator. Vine în 8 ore. 8 ore? 8 ore! Păi da, vezi, sunt alții care sunt înaintea ta, cu funcții mai înalte, mai din ăștia șmecheri. Hai, du-te la calculator. Haideți că mă sună. Bine, în 8 ore, vă mulțumesc. Te sunăm noi. Programator, auzi. Ce importanță vede omul. Ce faci, măi? Dă mașinalul ăsta cât de o lună stă la noi. Mai las-o jumătate. Mai este o leacă. Bună ziua din nou. Am revenit. Mi-ați schimbat cauciucurile? Gata? Totul? S-a terminat? Da. Poți să mă uit puțin la ele? Da. Ce înseamnă asta, domnule? A. Astea nu-s cauciucurile mele. Domnule, astea sunt niște cauciucuri uzate. Eu aveam cauciucuri noi. Ce înseamnă asta? Ce s-a întâmplat? Petrică! Ăsta vrea scandal! Haideți, domnule, vă bate joc, dar... Astea-s cauciucuri... De cine vrea scandală? Domnule, dar astea nu sunt cauciucurile mele, cauciucurile mele erau noi, astea sunt uzate. Dar domnule, hai să schimbăm cauciucurile de iarnă? Păi da, dar cu cauciucurile mele. Păi n-ai specificat cauciucurile tale, ți-am pus cauciucuri de iarnă. Nu, că sunt la poliție, sunt la poliție, deci vă bate joc de mine. Sunt la poliție, domnule, dar nu se poate așa ceva. Du-te la poliție. Deci acum sunt la poliție, nu se poate așa ceva. Nu se poate, dar hai. Chiar mă bate joc. Ia uite, după ce-i faci treaba, ești nemulțumit. Alo, poliția? Vreau să fac și eu o sesizare. Da?
Iubeam. Deci eu am venit cu cauciucurile mele de iarnă, noi, cumpărate noi de pe internet, să mi le pună, înțelegeți? Ei, și ei mi-au schimbat cauciucurile, dar nu mi le-a pus pe alea noi, ale mele. Mi-au pus cauciucuri de iarnă roase. Deci este inadmisibil așa ceva. Vă rog să luați măsuri cu ei, da? Păcătă-ne! Petrică, ce mă Dar ce să facem, domnul polițist? Bine, ce asta urmă? Cauciucurile tale noi de iarnă le-am pus domnului polițist la mașină și cauciucurile la domnul polițist de iarnă roase sunt la mașina ta. Aici. Deci cauciucurile mele sunt la dumneavoastră? Dar tu ce funcție ai? Dar ce treabă are asta? Sunt programator. Păi vezi? Au dreptate, mă, și bine că mi le-a pus mie, că eu stau toată ziua în trafic și fac kilometri mulți. Și pentru că le-a pus pe mele la tine, să știi că nu ai problemă, că eu am mers decât o iarnă cu ele. Așa că nu-ți fă probleme. Deci spuneți că cauciucurile dumneavoastră sunt ok pe mașina mea? Da, garantez. Bine, am încredere, vă mulțumesc. Copii, să aduceți bicicleta să vă pun cauciucuri de iarnă, hai! Bună ziua, agent principal Panțer Vasile. Vă rog să-mi spuneți, de ce circulați cu cauciucurile astea așa uzate, domnule? Dar, domnul polițist, la vulcanizare, mi-ați spus că cauciucurile astea la dumneavoastră sunt ok, adică e tot în regulă. Nu știu, domnule, despre ce vorbești. Mie să ne prezentați documentele. Mă, Petrică! Ha? Mai dă-și mie niște minte. Una, două. Nici seminție, nu două. Păi știi de ce e bine să ai vulcanizare iarna? Lor de câștiuie. Da. De ce? Că faci și bani și ai și pilii cu poliția. Scrieți în comentarii ce doriți vinerea viitoare, Romica lupta cu virusul sau Spider-Man în sat. Să nu uităm să dăm like la acest clip pentru că merită peste 20.000 de like-uri și un lucru foarte important, am pus tricou și hanorac nou pe 3chestii.ro.